Bună ziua, dragii mei, sunt tarot, cu etalare pentru cei cu soarele în Venus, ascendentul nodul nord, însoțitător, etalare pentru carieră și sănătate. Sper să nu fiu bruiată. Dacă se întâmplă să apară acea dungă, să știți că trebuie să înregistrez, să lipesc înregistrările. Dar să sperăm că nu va fi nevoie. Au venit deja din seria oracolelor mesaje. Că trebuie să deveniți autorul. Autorul unei cărți care zace în voi neexprimată. Faceți-vă timp să scrieți, pentru că interesant mesaj. Voi sunteți săgetători, aveți în casa a șaptea, opusă vouă, gemenii. Gemenii care scriu, comunică. Comunicați prin scris, prin acest roman, prin această carte, poate un studiu pe care vreți să-l faceți unii. Dar studiul acela trebuie să fie făcut, trebuie să fie scris cu răbdare, cu inspirație divină. Studiul acela, cartea aceea, vă va vindeca, poate unii trebuie să scrieți ceva legat de vindecare, însă autorul trebuie să fiți voi. Autorul trebuie să fiți voi, să nu împărțiți drepturile de autor cu nimeni. Să nu uităm că săgetătorul reprezintă, este guvernant de Jupiter. Reprezintă casa nouă a spiritualității, dar și a studiilor superioare. Da? Posibil că unii dintre voi vreți să vă continuați studiile superioare, nu doar cu un master, poate chiar cu un doctorat. Aici confirm că sunt persoane marcate de săgetător, marcate, adică cu anumite aspecte, care s-au hotărât să-și continue studiile către doctorat. Doctorat pentru că acolo scoți o carte, de aia nu zic master, zic doctorat. Posibil unii vor să... Unii dintre voi vreți să studiați în zona medicinei, cum am spus, sau să scrieți ceva care să-i vindece pe cei care vor citi și eventual să intrați și în zona de... Clar, doctorat. Clar, pentru că intrați în zona de pedagogie, profesorat. Să vindecați și să predați parte din experiențele voastre care v-au vindecat și care vor vindeca și pe ei. Și ce interesant aici este un înger care ghidează, aveți și vorbiți cu îngerii. Posibil unii dintre voi ați vorbit cu îngerii voștri, cu divinitatea, cu niște ființe superioare sau cu ființa supremă superioară, da? Și ați reușit să vă vindecați și vreți să transmiteți acest lucru și se poate în multe feluri. Da? În multe feluri. În momentul în care faceți chestia asta, vă atrageți abundența infinită. Iar counseling, posibil... Trebuie să vă consiliați, dacă dați la doctorat, e clar că trebuie să vă consiliați cu profesorul care vă va coordona. Sau să vă consiliați cu îngerii, da, talk to your angels. Și, din partea chakrelor, ați primit chakra a treia, plexul solar. Însă ce e interesant, că lumina și curcubeul au venit invers. Exact, integrarea și separarea tuturor chakrelor. Acolo trebuie să mai lucrați voi ceva. Da, zic, trebuie să vă vindecați și în momentul în care reușiți să faceți această performanță, intrați în zona în care manifestați prin scris experiența voastră de viață, experiența spirituală, că Jupiter este săgetător. Și solar, plexul solar, chakra manipura, reprezintă chestiuni care țin de putere, de încredere în voi și de aia zic, dacă aveți lumina și curcubeul invers, poate unii trebuie să vă reechilibrați chakrele. Unii poate sunteți prea încrezători, alții nu aveți încredere. Asta se mai întâmplă și la săgetători, da? Poate aveți o stare de vinovăție, poate vă simțiți lipsiți de energie, variază de la unii la alții. Lucrați pe acest plex solar pentru că acolo vă vindecați energia, da? Dacă aveți pierdere de energie, vine că vă afectează și sănătatea și trebuie să vă vindecați. Ha. În timp ce amestecam cărțile clarificatorii, s-au separat cărțile la foarte interesant, fiți atenți. Și sper să nu fiu bruiată. S-au separat la împăratul și marele preot. Împăratul clar ține de ce am zis mai devreme, de plexul solar, de încredere în voi. Marele preot ține de spiritualitate, de acea lumină care și curcubeu care au venit invers, da? Integrarea tuturor chakrelor într-un complex, într-o integrare, adică lumea, da?
și manifestarea eventual ca un trăsnet a unei vindecări, regele de cupe, sau unei iubiri spirituale, care să vă aducă abundență, interesant, să vă echilibreze viața și să vă conecteze la acela sufletul vostru pereche, doi de cupe. Și clar vă va schimba viața. Și clar vă va aduce abundență. Eventual, unul dintre voi, ori voi, ori ei, ați avut o decepție, ori la locul de muncă, ori cu un semn de pământ, da? Din partea împăratului, ce aveți? Adică plexul solar, zic eu. Acest control pe care unii îl manifestă ori în viața de zi cu zi, ori alții îl manifestă față de voi. Împăratul trebuie să se vindece, iar apare vindecătorul. Să se vindece după niște conflicte. Conflicte țin și de casa a cincea, a soarelui, plexul solar, iar, da? După niște cuvinte, după niște... e clar. Poate unii ați avut de-a face cu un semn de aer. Și trebuie să discutați despre o separare și vă consumă energetic. Consum energetic, am vorbit, da? 5 de pute, consum energetic și la plexul solar. Pe care trebuie să-l vindecați și în momentul în care faceți chestia asta, manifestați împăratul, adică echilibru. Financiar, emoțional, mental, fizic, da? Stați pe tronul vostru. Renașteți în momentul, da? Ia uite, renaștere, după ce? După un soi de moarte mentală, după multe decepții. Vă detașați de această moarte și lucrați 8 de monede. Posibil la locul de muncă a fost pentru unii. Lucrați pentru ce? Ia uite, pentru vindecarea voastră într-un contract, într-o căsnicie care v-a adus lacrimi și trioguri și energie, iar energie consumată. V-ați consumat energia în direcție necorespunzătoare. Posibil unii dintre voi ați avut cu orice chip controlul asupra vieții voastre și din cauza asta ați ajuns acolo. Din acest motiv se zice să adoptați o viață spirituală, varianta superioară a lui Jupiter. Varianta superioară. Să mai amestecăm și să vedem cum se clarifică acest autor. Clarifică autorul. Victorie, dragii mei, ce super. Semn de foc, sunteți voi? Victorie. Aveți încredere. Veți atrage într-adevăr atenția. Dar asta e și ideea, că dacă atrageți atenția, inspirați, predați altora. Ia. Predați și altora, că asta fac săgetătorii mai devreme sau mai târziu. Măcar la o vârstă matură. Cei cu planete, cu ce aveți voi, ce avem noi, că și eu am aici, da? Trebuie să predați altora. Și din acest motiv, ia uite, există, trebuie să practicați leadership-ul, poziția de conducător. Dar, ca să ajungeți acolo, trebuie să vă conciliați cu cineva, eventual cu îngerii voștri sau cineva care vă inspiră, care e ca un înger, probabil e cineva ca un înger pentru voi și vă inspiră. Da? Și să decideți dintre multele opțiuni, că aveți multe opțiuni, că asta e Jupiter. Jupiter vă oferă multe variante. Dar alegeți această variantă și zic, pentru unii e doctorat clar. Dacă nu e doctorat, sunt niște cărți sau măcar o carte pe care trebuie să o scoateți la lumină. Și prin chestia asta veți ieși și mai mult în evidență, dar cu un scop. Scopul este să-i vindecați și pe ei, pe cei care vor citi, care vă vor asculta și pe voi. Ia uite la capătul setului de cărți, diavolul și regele de cupe. Eventual, niște chestiuni la locul de muncă sau acasă, manipulări emoționale, dependențe, adicții emoționale, dezechilibru, într-o relație profundă, care trebuie schimbată către stabilitate, iar către spiritualitate. Da. Și eventual să vă concentrați pe vindecarea voastră, ca majoritatea dintre noi, da? Dacă veți scrie despre cum ați depășit aceste adicții, aceste toxicități, aceste dependențe, sex, droguri, femei, săracele femei, poate și dependențe de bărbați, glumesc, de țigări, de băutură, why not, de regele de cupe, care bea posibil. Obsesia pentru bani, sunt multe, multe. Rămâne să vedeți
obsesia controlului, ego. Clarificăm vindecătorul. Și dacă nu vorbesc tare, încercați și adaptați-vă, pentru că asta e, nu pot tot timpul. Dar totuși am un microfon aproape, ar trebui să vă aducă sunetul mai aproape de urechile voastre. Vindecătorul. Sunt multe, dar iar apare, da? Magician. Dragii mei, clarificat și e foarte interesant că au venit deja trei cărți. Trei cărți, amândouă, toate trei, de fapt, vorbesc de o schimbare. Poate unii ați avut adicții către joc, către a vă provoca norocul în multe direcții. Și trebuie să renașteți, da? Vindecătorul asta trebuie să... Voi asta trebuie să vindecați aceste adicții, să renașteți deasupra lor. Și în felul ăsta vă schimbați viața într-o direcție total, total, total diferită. Total diferită. Pentru că Jupiter se poate manifesta și malefic și benefic. Jupiter poate amplifica, Jupiter în Capricorn. Poate, chiar Jupiter, uite, Jupiter în Capricorn. Asta trebuie să vindecați voi. Ia uite să manifestați altfel de emoții. Ia uite, soarele și luna. Soarele și luna, echilibru vostru, ce frumos. O nouă pasiune, vitalitate, să mergeți mai departe cu putere, să aveți încredere. Da? În dreptate, în adevăr. Tăiați toate aceste. Tăiați, regina de spade taie. Blocaje mentale, concurență, da? Tot. Amânări. Da? Aventuri. Lăsați în urmă tot și munciți. Pentru vindecare, iau-te valetul de cupe, cavalerul de cupe, vindecarea voastră, iau-te vindecătorul și echilibrarea voastră, iau-te împăratul și regina de cupe, clar că puteți să aveți un consilier. Sau poate vă doresc pe cineva, o figură feminină, dacă sunteți bărbați. Poate aveți marcaj, unii dintre voi, posibil aveți marcaj în berbec. Așa, marcaj, nu zic mai mult. Și eventual să lăsați tot în urmă toate acele lucruri despre care am zis și să mergeți către acest consilier emoțional, blând. Da? Posibil persoană publică sau dacă nu e persoană publică, vă vindecă. Vă vindecă, persoana asta clar vă vindecă. Și dacă n-ar fi o persoană, împăratul vrea să descopere, să descopere o nouă lume emoțională care îl vindecă. Ia uite, să renască. Ce frumos. Să-și echilibreze viața. Frumos. Frumos. Haideți să revenim la carieră. Dragii mei, am zis cariera, dar trebuia să zic sănătate. Au venit deja trei cărți. Spânzuratul, șapte de cupe și patru de băte. Foarte frumos. Foarte frumos. O, super. Vă însănătoșiți. Wow, ce frumos. Posibil. Întâlniți pe cineva, că sunt două persoane care vă vindecă. Am văzut mai devreme, da? Autorul acesta, persoana aceasta care vă inspiră să... Nu neapărat, până scrieți voi cartea aceea în cuvinte, poate că o scrieți în sufletul vostru. Cartea la început se scrie, cine l-a scris știe, da? Se scrie în minte și în suflet. Acolo vă adunați informațiile și apoi le puneți în practică. Posibil că acum, în această perioadă, abia le adunați. În fine, le conștientizați unii dintre voi, le conștientizați pentru că apare spânzăratul care după o perioadă de sacrificii, după o perioadă de amânări, după legături, da, după stagnări, legături, sacrificii, legături karmice, casa 12-a necunoscutului, vă găsiți lumina, cineva vă inspiră, posibil cineva cu planete, nu zi musai, însemne de apă. Posibil cineva, într-un fel sau altul, cu planete, în semnul peștilor sau al scorpionului, Venus în scorpion, Venus. În fine, dacă au fost confuzii, din punct de vedere emoțional, vă regăsiți echilibru. Posibil, ia să mai vedem ce aici. Oh. Wow.
Posibil, există între voi sau în viața voastră un taur sau o balanță. Văd aici mai multe scenarii, dar haideți să vedem în sănătate. Unii poate ați avut probleme cu picioarele. Săgetătorii reprezintă genunchii. Unii poate ați avut probleme cu picioarele. Poate unii ați avut și dureri de cap dacă aveți marcaj în berbec. Probabil că unii ați avut o stare de confuzie, poate ați avut vis. Spânzuratul și șapte de cupe, vise ciudate, confuzie, o stare de confuzie mentală, n-aș știu ce să alegeți. Da? Un bruiaj mental, emoțional. Asta poate să apară și la sănătate, evident. Și la sănătate. Însă apare cineva. Aha! Confuzie acasă. Confuzie acasă, bruiaj mental acasă. Ho, ho. Posibil într-o relație cu mama? Sau cu un geamăn? Aici sunteți voi săgetătorii. În secret, să zicem, vreți adevărul, vreți echilibrarea voastră după decepții. Decepții acasă, aha, decepții acasă, în tradiții. Eventual vreți să călătoriți peste niște ape către regele de cupe. Către cineva care vă vindecă și vă dă abundență și echilibru. Wow, ce frumos! Emoțional. Este clar că ați avut tulburări emoționale și, într-un fel sau altul, tocmai pentru că n-ați știut să alegeți, a fost o confuzie totală. V-a afectat într-un fel și coloana și picioarele și capul, v-am zis. Interesant că a venit spânzuratul cu capul în jos și a venit curcubeu, toate chakrele sunt cu capul în jos, da? Și lumina tot cu capul jos, da? Lumina tot în jos. Însă, spânzuratul, varianta bună, este că apare scânteia, apare inspirația. Inspirația care s-a văzut și la carieră, la acest autor, posibil și la consiliere. Cineva vă consiliază și înțelegeți că trebuie să vă vindecați toate aceste chestiuni și să scrieți, am zis, repet, să vă apucați să studiați, să creșteți. Să creșteți și la un moment dat poate autorul ăsta e un punct îndepărtat în cariera voastră, dar acum se pune bazele, mai ales că este o eclipsă astăzi, în seara asta e o eclipsă. Posibil apare totuși cineva și în carieră și în viața voastră care vă susțineți, da? 2 și 2. Vă susține și vă stabilizează. Vă reface puterile, vă echilibrează yin și yang-ul. Partea masculină cu partea feminină, avem apă și foc. În continuare, în momentul în care reușiți să vă echilibrați, să vă stabilizați mental, emoțional, după această perioadă de confuzii, confuzii mentale, și știți ce înseamnă, poate să fie și depresii, depinde ce aspect aveți voi. Puteți să vă regăsiți abundența într-o relație cu un suflet pereche, cu o flacără geamănă, să vă vindece. Ați putea să fiți voi aici, gemeni, taur, balanță, pești. În secret vreți să manifestați adevărul. Victoria, să deveniți într-adevăr persoane importante în jobul vostru, regele de monede, autorul, da? Vreți să faceți studii în secret despre sănătate, despre echilibru, despre abundență? Toate acestea vindecă și pe alții, vă vindecă pe voi, vă vindecă și pe alții. Și vă conferă, uite, vă conferă o poziție deasupra lumii, la un moment dat, vă ridicați deasupra lumii. Eventual, cartea aceasta va circula prin lume. Ia uite. Succes. Succes. Cel puțin prin țară, dacă nu chiar și afară. Eu așa văd cărțile. Clarificăm șapte de cupe, totuși. Ce a fost aceasta? Ia uite. Confuzie în legătură cu mama, unii dintre voi, și aceste sacrificii în legătură cu mama voastră, mama voastră, ca să înseamnă împărăteasă. Taur sau balanță, mai mult sau mai puțin. Dar în primul rând mama, cu maternitatea, cu soția copiilor voștri,
Evident, am zis și acasă. Însă, dacă au fost confuzii mentale, repet, apare echilibru, însănătoșirea, abundența înseamnă ce mai frumos. Recâștigarea dragostei față de voi și vă față de cei pe care îi considerați meritoși, pentru că împărăteasa are o valoare specială. Ia uite, eventual cu un suflet pereche vine într-un mod trăsnet. O trezire. Wow! Aveți aici semne de apă, scorpion, transformare radicală. Și dacă la un moment dat unii v-au învățat să vă gândiți doar la satisfacțiile voastre, într-un mod trăsnet, după o separare de cineva, într-un mod trăsnet apare această trezire, că fericirea vine în cuplu, împreună cu latura voastră feminină, latura voastră masculină, îngerul vostru protector sau flacăra voastră geamănă, că aveți destule, da? 11, 2 de cupe, împărăteasa, a apărut și împăratul, perechea voastră, apare perechea voastră într-un fel sau altul, începe să manifestați. Ia uite, regina de cupe și steaua, tot acest consilier care iar vă dă echilibru și puteți să manifestați, da, vă stabilizează împăratul și puteți să manifestați, ia uite, bucurie la nivel emoțional, dacă până acum au fost sacrificii și confuzii, aveți bucurie în emoții, este eclipsa de lună, așa, vă revitalizați viața, mergeți mai departe către destinul vostru, către recăpătarea puterii, revin cărțile. Cam aceasta este etalarea, va trebui să o lipesc, nu vă supărați dacă apare banda, vă pup, pa, pa!